Doamne ferește! Atacul a fost fulgerător și imprevizibil. În spatele gestului criminal ar fi stat gelozia. Femeia trăia până în urmă cu o săptămână în Maramureș cu cel care îi era încă soț și cu fica lor. Însă de câteva luni cuplul se destrămase. Măcinată de neînțelegerile de acasă, femeia ceruse divorțul și își găsise un alt iubit. De o săptămână se mutase la el în comuna mică Sasa. Coș și bătut-o de Paști, sâmbăta Paștilor o bătut-o, i-o dat o palmă. Pentru soțul părăsit, despărțirea a fost prea greu de suportat. Te rog, nu v-ați răspunde la telefon. Atâta te rog. Ca să nu încep să umblă după cine că n-are să... După ce a dat de urma femeii și a încercat să vorbească cu ea, a venit duminică dimineața în casa în care locuia cu iubitul ei. Ar fi fost pașnic la început, au stat de vorbă, iar bărbatul a fost convins să plece acasă în Maramureș. De la mine, de acasă, am venit spre gară să povestim, că el a văzut că mai are un pic și vine trenul. Au plecat cu toții spre gară. Acolo furia bărbatului s-a dezlănțuit. Bărbatul de 40 de ani și-a lovit soția cu cuțitul de cel puțin 8 ori. Am gândit prima oară că o îmbrățișează, numai că am auzit că am văzut că ceva bagă. Era ca o mașină de cuțit, așa băga cuțit pe ea. Un bărbat în vârstă de 40 de ani, cu mai multe lovituri de cuțit, și-a ucis soția în vârstă de 30 de ani, în prezența mai multor persoane și, din păcate, și a fetițelor în vârstă de 7 ani. Copila zicea că a fugit pe drum la vale, la magazin, și a spus la oameni că a omorât-o pe mamă sa. După atacul sângeros, bărbatul s-a calmat brusc și a așteptat să fie încătușat de polițiști. Am vorbit după aceea că ce-a făcut, că e un nenorocit. O zic, asta e, merge la pușcărie și cu asta gata. Risc o pedeapsă între 15 și 25 de ani de închisoare. Procurorii iau în calcul și varianta că bărbatul să-și fi premeditat crima. Fetița de 7 ani rămasă fără părinți va ajunge în grija rudelor din Maramureș.